Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi aducem în atenția dumneavoastră câteva plante indicate în cazul durerilor. Alături de mine a revenit în studio doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Așadar, cu ce plantă venim în ajutorul nostru, a celor care avem din când în când probleme? Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, ne doare câte ceva. O să venim astăzi cu două plante. Minune? Minune, care se înconjoară de alte plante ca să acționeze sinergic. Pentru că durerea este o senzație neplăcută care apare sub diferite forme. Arsură, înțepare, presare, întindere, de diferite intensități. Durerea este subiectivă, adică aceeași senzație de durere este simțită diferit de la o persoană la alta. Durerea în prima fază este un semnal de alarmă că se produce ceva. Numai dacă nu o rezolvăm în prima fază, în a doua fază durerea ne deranjează, ne slăbește organismul și antrenează chiar partea emoțională. Și atunci se întâmplă câteodată că nu ne putem desfășura activitatea așa cum ar trebui din cauza durerii. Durerea este de fapt o acțiune a terminațiilor nervoase care sunt în legătură cu stimulii senzitivi. Acești stimuli se găsesc în piele, în mucoasă, în mușchi, în tendoane, în vasele de sânge și mai puțin în organele interne. În durerea acută este de obicei în legătură cu ceva leziuni tisulare și este o prevenție că în corpul nostru s-a produs o disfuncție. Deci, trebuie să luăm măsuri. Iar durerea cronică este în legătură cu afecțiuni, cu probleme cronice care, deci, durează în timp. Exact. În toate cazurile ne gândim la plante cu caracter antiinflamator, analgezic și calmant. Una dintre aceste plante care calmează durerea, deși are un nume tare urât, dar este de mare folos și așa că trebuie să-i spun și numele, se numește gheara diavolului. Așa? Am uitat în emisiunile noastre de-a lungul timpului, dar doar da. Pe anumite afecțiuni. Harpagophytum precumbens, e denumirea științifică. Este o plantă care crește în Africa de Sud și are fructul de forma unei capsule cu peretele tare, lemnos și prevăzut cu doi spini mari încovoiați puțin la vârf, asemănătoare cu gheara. Iar mai prezintă la nivelul acestui fruct două brațe la fel acoperite cu ghimbi, cu numeroși ghimbi. Și de aici vine denumirea de gheara diavolului. Această plantă crește în zonele nisipoase și este o liană și are niște flori roșii frumoase de forma unei trompete. Dar de fapt pe noi nu ne interesează nici florile, nici frunzele, ne interesează doar partea subpământeană, adică tuberculii. Tuberculii reprezintă partea medicinală pe care îi putem folosi fie sub formă de extracte apoase, adică infuzie, decoct, extracte hidroalcoolice, tinctură, sau efectiv extracte naturale sub formă de pulber pentru creme, geluri, unguiente pentru calmarea durerii. Partea esențială, adică componenta esențială a acestei plante o reprezintă substanțele numite iridoide, dintre care harpagozida, așa se numește, este sub principiul activ cel mai important. Bun înțeles că mai prezintă și fenol și flavonoizi și alte substanțe emoliente, dar această harpagozida este principala substanță activă datorită căreia e așa de bună această plantă în creme mai mult și în geluri. Se folosește cel mai mult la noi. Acțiunea acestei plante se manifestă mai mult la nivelul articulațiilor.
reduce durerea, creează o fiziologie normală a încheieturii și mărește mobilitatea și flexibilitatea încheieturii. Deci este de mare folos în bolile osteoartritice când sunt afectate și oasele și cartilagile de la nivelul articulației. La fel în bolile reumatismale, în reumatismul degenerativ acut și este de mare folos în toate bolile legate de durerile coloanei vertebrale. De spondiloza, care este o boală de durere și de imobilitate a coloanei vertebrale, este foarte bună. În sciatică, când durerea apare pe traseul nervului sciatic, începe din partea terminală a măduvei spinării și coboară prin cele două membre, prin gambe, coapse gambe, până în talpa piciorului. Deci este o durere mare care se calmează cu această plantă existentă în alifie sau într-un unguient. În lumbago, niște dureri de mușchi în regiunea șalelor. Deci, în foarte multe boli din astea dureroase, când nici nu știm ce să mai facem, venim cu acest gel, cu această plantă și vom vedea că durerea, dacă nu e așa de mare, se reduce. Dar chiar dacă nu se reduce complet, dar se reduce foarte mult din intensitate. Acum, noi găsim la ora actuală unguiente numai cu această plantă, dar cred că cele mai bune unguiente sunt acele care, pe lângă această plantă, mai există câteva care îi dau caracterul sinergic. De exemplu, v-aș propune planta măghiran. Măghiranul, care îl cunoaștem, este o plantă cu caracter antiinflamatoriu și calmant. De aceea este foarte bună în cremele și gelurile antidurere. Dar, sub formă de soluție apoase, măghiranul este foarte bun în nervozitate și anxietate. Crețușca e o plantă, Filipendula ulmare, ai denumirea științifică, e o plantă care crește la noi în regiunea de pădure, o plantă care se recunoaște după florile de culoare albă, care toate se ridică la același nivel, deși, adică au o inflorescență numită corimb. Și tocmai asta, că raportată de corimb, chiar m-am uitat în dicționar să văd ce explicație este dată la corimb și scria corimb egal umbelă, ceea ce efectiv 100% greșit. Pentru că la corimb florile se ridică la același nivel, iar codițele pornesc din locuri diferite. Iar la umbelă toate codițele pornesc din același loc și se ridică la același nivel. Așa cum sunt umbeliferele mararu, chimenu. Deci, ca tare, nu este o treabă poate așa de mare, dar pentru cel care vrea să o determine, vrea să o recunoască, e foarte mare lucru să spui că ori e corimb, ori e umbelă. Această plantă are foarte mult acid salicilic, drept pentru care o putem considera aspirină naturală, dar având mulți fenoli, flavonoizi, mucilagii, o considerăm o plantă foarte bună și antiinflamatoare, antispasmodică și antiseptică. De aceea, extractul natural din această plantă este foarte binevenit în cremile antialgice, adică împotriva durerii. O altă plantă e salcia, conține salicină și știm că este considerată aspirină naturală. Salcia se remarcă, deci, prin această salicină, pentru calmarea tuturor durerilor din organismul nostru, dureri de cap, dureri reumatice, dureri ale încheieturilor, este o plantă calmantă în general și o plantă antifebrilă. De aceea se recomandă atât pentru dureri reumatice, cât și în problemele de gripă, de răcel, când apar dureri în toate părțile corpului. Să vă amintesc uleiul esențial din iarbă de lămâie sau limon, iar în comerț se află sub denumirea de lemongrass. Așa se află peste tot. Este un ulei esențial cu caracter antiinflamatoriu și calmant care se adaugă și are un efect foarte bun în unguientele plantei de gheara diavolului. Și eucaliptul, acel arbore care crește în regiunea mediteraneană, din familia mirtaceilor și din frunzele
căruia se extrage un ulei esențial care are ca principiu activ eucaliptolul, care are acel caracter antiinflamator, calmant, care reduce senzația de durere. Aș mai aminti rosmarinul, la fel, pentru caracterul antiinflamator și calmant, și care, sub altă formă internă, elimină oboseala, depresia, dar este foarte mult și în drenaj limfatic, deci sub formă de cremă. Deci cremele în care intră în componență și rosmarinul sunt deosebit de bune pentru circulația limfei. De multe ori limfa face o stază, mai ales în regiunea gleznelor, ceea ce este rău. Și atunci această cremă contribuie la drenajul limfatic și la eliminarea celulitei. O altă plantă e sunătoarea, care știm proprietățile ei antiseptice, analgezice, antiinflamatoare, cicatrizante. E o plantă cu multe proprietăți și foarte cunoscută. Apoi, altă plantă este fasolea. Fasolea, tecile de fasole, extractul din aceste teci se pune în această cremă tocmai prin caracterul diuretic. De obicei, durerea este însoțită de edeme. Edemele sunt însoțite de stază a apei. Și atunci trebuie această apă care stagnează, trebuie să fie eliminată în circuitul hidric. Coada calului. De ce se pune coada calului în acest tip de creme? Pentru că stimulează sinteza osoasă prin conținutul în calciu și magneziu, previne demineralizarea prin conținutul în siliciu și consolidează țesutul conjunctiv de la nivelul articulațiilor. De aceea este așa de bună coada calului în cremele care se pun mai ales pentru calmarea durerilor osoase, durerilor articulațiilor, de articulații de coloană vertebrale, deci toate durerile de la nivelul oaselor și cartilagilor. Ienupărul este planta care calmează durerea, mai ales la nivelul mușchilor, de aceea este caracteristică în entorse, luxații, fracturi, în relaxarea mușchilor după un efort fizic mare, în accidentele sportivilor. Deci e o plantă care își aduce efortul substanțial în această cremă. Am mai putea să amintim și socul, frasinul, mesteacănul, dar trebuie să știm că toate aceste plante la un loc nu fac poate decât doar jumătate sau mai puțin decât cantitatea care o punem de gheara diavolului într-o astfel de cremă. Deci principala plantă rămâne gheara diavolului, celelalte ajută, deci au un efect adjuvant și sinergic. Și o astfel de cremă poate ajuta foarte mult. Sunt creme care se folosesc la ora actuală cu această plantă și lumea este foarte mulțumită pentru că, în general, ameliorează. Nu am auzit pe nimeni spunând că a folosit o astfel de cremă și n-a avut niciun efect. Cel puțin când... Păi când se poate, când se poate. Acum, noi nu vorbim în viața curentă de dureri mari care necesită intervenții chirurgicale și necesită o medicină înaltă sau ori consultarea medicului totdeauna trebuie să o facem, indiferent orice am avea. Periodic este foarte bine să consultăm medicul, dar și medicul de început, dacă nu o să ne dea, nu o să ne trimite la chirurgie, o să ne spună tot, exact, tot, creme antiinflamatoare, ceaiuri, plante. O altă cremă, să zicem că ce am vorbit până acum ar fi o combinație, dacă am vrea să facem o combinație, o cremă care zicem noi că e cu gheara diavolului, pentru că aceasta e preponderentă. O altă cremă ar fi ardei iute, iară cu câteva plante care îi vin în ajutor. Ardei iute, la fel, e o plantă antidurere, antialgică. Foarte multă lume știe că atunci când mănâncă ardei iute se simte bine pe interior, pentru că calmează durerile. Ardeiul iute conține o substanță numită capsaicină, care îi dă gustul iute, dar de fapt e substanța activă care calmează durerea. Această capsaicină acționează direct asupra unei vitamine P, un neurotransmițător răspunzător
ușor de senzația, de procesele senzației de durere, de inflamație. Deci ardeiul iute, dacă până nu de mult se credea că produce iritații gastrice, deci ulceri gastric, ulceri duodenal, acum cercetările arată că din contră, el vindecă ulcerațiile gastrice și mai stimulează și secreția unor glande care protejează mucoasa gastrică. Și mai este recomandat și în curele de slăbire. Se folosește ca produs adăugat la alte produse pentru o rețetă de cură de slăbire. Da, reglează digestia. Și dacă reglează digestia, ce înseamnă o digestie bună? O digestie bună înseamnă eliminarea de toxine și reții din hrană ceea ce este bun. O digestie proastă înseamnă că la nivelul tubului digestiv nu se reține ceea ce este necesar. De aceea, oamenii cu digestie proastă, deși mănâncă ceea ce trebuie, nu au substanțele nutritive care ar trebui să le aibă în corpul lor. Ardeiul iute curăță și sângele de toxine, de grăsimi nesănătoase, de trigliceride, de colesterol în exces, previne formarea cheagurilor de sânge. De aceea spun unii că ardeiul te ajută la reglarea tensiunii arteriale. Ardeiul iute este bun și în inflamațiile de prostată. Am văzut păreri că la începutul inflamațiilor de prostată, dacă persoanele respective ar folosi câte 3 ardei pe săptămână, s-ar stopa inflamațiile și nu ar evolua. Acum nu știu, e de încercat. Ardeiul iute întărește și imunitatea prin conținutul mare de beta-caroten și vitamina C. Iar în corpul nostru, că acum ce vă spun acum are legătură cu slăbirea. În corpul nostru, ardeiul produce o hipergeneză, adică o creștere a temperaturii care stimulează arderea grăsimilor și prin aceasta corpul elimină grăsimile în exces, slăbește, se reduce în greutate, iar din arderea grăsimilor rezultă energie. Deci corpul va avea mai multă energie. Au efect aceștia de iuți și când îi mâncăm murați sau doar când sunt proaspeți? Oricum, în toate formele. Murăturile sunt foarte bune. Murăturile nu sunt dăunătoare. Numai dacă nu sunt făcute bine, trebuie să fie murăturile făcute cu... Poate vorbim o dată de murături. Păi să știți că ar fi bine să vorbim. Murăturile făcute în gospodăria personală cu ceea ce trebuie sunt medicament. Iar consumate cu ceea ce nu trebuie, le putem considera toxine. Atunci, așa facem. Într-o emisiune invităm telespectatorii în fața micilor ecrane să ne urmărească povestind despre murături. Da, am putea. Despre efectele lor benefice și care la ce sunt bune. Ok. Așa, acum să vă mai spun câteva plante care însoțesc chiar de iute, că de obicei așa sunt unguentele. Mai puține unguente. Așa. Exact. Nu este ajutată de alte. Exact. De exemplu, ghimbirul, despre care am mai vorbit, este o plantă care reduce durerea, reduce inflamația. De aceea, ghimbirul însoțește această cremă. Noi știm ghimbirul pentru înlăturarea senzației de vomă și de greață, că așa e recunoscut cel mai mult ghimbirul. Afinul este planta care reglează circulația la nivel venos, la nivel capilar, iar în interiorul corpului, sub diferite forme, fie că e sirop, fie că e ceai, fie că e alt preparat, fie efectiv că mâncăm fructe, contribuie la eliminarea durerii pe cale digestivă, durerii date de diaree, de indigestie, de orice disconfort pe linia aparatului digestiv. Așa, apoi coacăzul, căpșunii, portocalele reduc durerea pentru că conțin foarte mulți polifenoli și antioxidanți. Turmericul, despre care am mai vorbit, conține ca substanță activă curcumina, care este puternic antiinflamator. Am vorbit noi la o emisiune cum să folosim turmericul ca să aibă efectul maxim, adică împreună cu piperina, piperul și
cum să se folosească. Deci este o plantă cunoscută cu caracter antiinflamator. Omega 3, deci orice tip de omega 3 reduce durerea și uleiul de măsline. De aceea, efectiv, sunt unii care dimineața, după ce se scol, iau o gură sau o lingură de ulei de măsline. Reglează, elimină durerea, reglează vezica biliară, dă un confort plăcut stomacului și întregului tub digestiv. Deci, în general, uleiul de măsline e considerat antidurere, antialgic. Înțeles. Interesant, ne-ați adus în atenție lucruri interesante în emisiunea de astăzi. De omega 3 pentru dureri, de uleiul de măsline, nu m-am putut gândi. La fel cum nu m-am putut gândi că ar intra măghiranul și rozmarinul într-o combinație de produs, tot pentru calmarea durerilor. Acum, știți cum e aici? Noi studiem tot timpul, studiem care plantă, ce, cum am spus înainte, ce compoziție chimică are, substanța chimică respectivă, ce acțiune dă, acțiunea ce poate să vindece. Deci, prin studiu putem găsi tot timpul plante noi care sunt foarte bune. Sunt multe plante care nu sunt studiate și ar fi foarte bune și nu se folosesc pentru că nu se știe despre ele. Sau, de exemplu, acum, dacă v-aș mai aminti, crema de gălbenele cu mărul lupului, crema de gălbenele cu tătăneasă. Sunt și aceste două creme care calmează durerea. Spuneți-mi o rețetă. Dați-ne o rețetă. Iată, am făcut un obicei din a vă întreba aproape în fiecare emisiune care este rețeta, discutând despre anumite plante. De ce? Normal, oamenii se plâng de dureri articulare. Așa. Deci, crema cu gheara diavolului se poate folosi imediat. La această cremă nu există chiar, cum sunt la produsele interne, 4 săptămâni, 3 săptămâni, 6 săptămâni. Se poate folosi timp îndelungat. Nu se întâmplă nimic, cu toate că noi știm că substanțele active care le aplicăm pe piele, ele intră în vasele de sânge și ele se duc în tot corpul. Exemplu, și gheara diavolului. Pe lângă efectul ei așa de mult la nivelul articulației. Substanțele active care pătrund în interiorul corpului combat stresul oxidativ și au rol de protecție asupra ficatului. Deci chiar dacă pătrund, sunt foarte bune. Deci aplicarea acestei creme, care după o perioadă, pentru că durerile acestea articulare nu sunt de o zi sau de două, după o anumită vârstă, sunt boli, dureri de durată, se poate înlocui cu crema de ardei iute. Am înțeles. Căldură, frig pentru zonele respective? Zonele cu probleme? Acum știți că totdeauna căldura stimulează circulația. Circulația mai bună elimină durerea sau reduce durerea. Dar nu este bine chiar să stăm numai în căldură. Este foarte bine alternanța căldură, frig, de stăm în căldură în casă, mai ieșim afară, mai facem mișcare, revenim înapoi. Mișcarea, alternanța este foarte importantă. Important ar fi ca seara, înainte de culcare, să facem un duș cald. Și apoi un tratament cu cremă. Și apoi un tratament cu cremă. Se pot face și băi în zona respectivă. Și iată, am ajuns la ceea ce mă interesa. Băile? Da, mă interesa cum ne, pe lângă aceste creme, cum ne mai putem trata organismul. Să știți că în durerile acestea, că durerea de cele mai multe ori nu e numai simplu la nivelul unei articulații, la nivelul unei vertebre. Durerea de multe ori migrează, radiază peste tot. Este foarte bună o baie, de data aceasta, o baie totală în vană, unde se adaugă plante. Există plante care sunt în combinație speciale, plante pentru băi. Sau, știți că există acele săruri cu uleiuri esențiale, indiferent care, și stăm în acea baie după ce am făcut duș și am curățat bine porii ca să poată pătrunde în interiorul corpului substanțele active. După aceea facem baia. În baie ar fi bine să stăm un 20 de minute. Apoi ne punem în pat și se creează un confort, dispar durerile, dispar acea stare care ne-a deranjat neplăcută a organismului de durere. Am înțeles. Suntem la final. Mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat și vă aștept și data viitoare să mai discutăm despre alte afecțiuni și alte plante. Cu mare plăcere! Mulțumesc! Cu mare plăcere!
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți. La revedere!